Noi înregistrări explozive cu EFA TVR, pe am pe a scuza i franciza semnul exclamării slash mam ce te pe mine. Noi înregistrări cu președintele director general al TVR, Doina Gradea, au fost făcute publice. În aceste înregistrări, Doina Gradea îi se plânge lui Drago Petraru despre jurnal T din redacția de tirea TVR sunt o haită acolo. Mai mult, EFA TVR îi critic pe jurnal T ce fac demersuri pe cont propriu, fără ca e fi ierarhici superior să tie. Totodată, Doina Gradea atrage atenția asupra faptului că TVR ratează știri produse chiar de jurnal T postului care apar apoi la știri pe surse.ro. Iar cei colegi din redacție preiau de la știri pe surse.ro. În loc să se folosească de munca colegilor. Stenogramele publicate de Hot News arată limbajul colorat al EFA-i TVR, dar e o situație gravă în care se află televiziunea națională. Operatorii, spre exemplu, îi organizează programul la TVR în funcție de colaborările pe care le au ei la alte televiziuni. Ascult mai jos înregistrările și scriptul discuției dintre Drago Petraru și Doina Gradea. Băi, sunt o haită acolo, se, mi bag pula dacă n-ar trebui să te duci director la tiri. Mejur. Ge, vorbește la telefon, uite bine. Hai Dragos, ze tu. Uite sunt cu Dragos Petraru, uite sunt dup, te rog eu. I transmit. Dragos Bocanaciu îi transmite salut. Petraru, ce faci? De ce, a fost atât de bine cu regele, i-au muncit oamenii tia de-au nebunit, au cepiat. Problema e când e lumea mai drag fac tia câte una. Petraru, ce-au făcut? De punct G, ia de la tir vei sunt o haită acolo. Se, mi bag pula dacă n-ar trebui să te duci director la tiri. Mejur. Bai, m-am cecat pe mine, mi-aduc aminte pe vremuri când l-am dat afară pe Mândru, fix pe chestii de astea. Pe Mândru. Petraru, ce-au făcut? Ge, unul care e liber astăzi? În concediu. De punct Petraru, a. De ce, i care este acreditat la guvern, un beiat senzaie. Uite stau aici ca să-i fumez, deci, fii atent. Este în concediu astăzi. De ce, se te la ce pe tuiul mamei, care este bolnav, la 10.40 a trimis un e-mail la Comisia Europeană. Am citit textul e-mailului. Băi, m-am cecat pe mine, mi-aduc aminte pe vremuri când l-am dat afară pe Mândroa, fix pe chestii de astea. Pe Mândroa, în care spune ar vrea un punct de vedere al Comisiei Europene despre legile justiției din Aramna. Sunt jurnalist la televiziunea publică, despre cum vi se pere legile justiției din Aramna. Ce să înțeleg care-i mersul rimelei am de Adline de la EFI până la ora 14.
a răspuns Comisia Europeană. Fii atent, nu apare pirea pe post. Asta s-a întâmplat azi, preiau știri pe surse care preiau textul comunicatului de la Comisia Europeană. Fii atent. Nici n-am stat să citesc. Comisia Europeană a dat un răspuns din la standard, pe urmă am uitat. Nu tine niciun F. Fii atent. N-a vorbit în Edina, mei, el nu era la serviciu astăzi, niciun F nu tie, nu s-a consultat cu F-ul de setie, el n-are nicio treabă cu... El e acreditat la guvern, deci legile sunt în Parlament, acolo sunt oameni care sunt reporteri pe Parlament.